Mai multe persoane implicate într-un proiect de dezvoltare imobiliară și-ar fi înșelat clienții, iar prejudiciul ar fi de peste un milion de euro. Oamenii legeau au deschis o anchetă în acest caz, după ce același apartament a fost vândut de către mai mulți cumpărători. Potrivit procurorilor, complicile ar fi fost trei notari, un avocat și dezvoltatori imobiliari. Schema prin care clienții erau păgubiți era relativ una simplă. Prima dată, cei care își doreau un apartament într-un cartier rezidențial nou erau puse de un avans și să semneze promisiunea de vânzare-cumpărare la notar. Urma pasul 2, acela în care clienții achitau integral valoarea apartamentelor, dar în același timp, apartamentele respective erau vândute cu acte în regulă altor oameni. Așa se face că timp de șapte ani, gruparea a păcălit clienții cu peste un milion de euro. Mai este un aspect important, momentul în care intervenea avocatul pentru că avocatul îi ajuta pe dezvoltatorii imobiliari să intre în insolvență. Așa se face că cei care au plătit avansul pentru apartamente atunci când acestea se aflau încă în stadiul de proiect nu își mai pot recupera banii. În primă instanță, o persoană au fost audiate, cinci reținute, dar numai pentru una a fost stabilit controlul judiciar, urmând ca pentru alte patru persoane să se ceară arestarea. A relatat Cătălin Radu Tănase. Pentru a evita să devii victima escrocherilor imobiliare atunci când îți dorești să cumperi un apartament, iată câteva sfaturi importante. Caută informații despre piața imobiliară. Colaborează cu agenți imobiliari de încredere. Verifică informațiile despre proprietate. Nu plăti în avans fără să vezi proprietatea. Fii atent la semnalele de avertisment. Verifică proprietatea în persoană. Cere asistență profesională. Fii atent la metodele de plată. Informează-te cu privire la istoricul vânzărilor. Atenție la presiunea de timp. Escrocii pot încerca să-ți impună presiune pentru a lua o decizie rapidă. Refuză să faci plăți sau să semnezi documentă înainte de a efectua toate verificările necesare, relatează disinius.ro.